Salutare, oameni buni, pentru cei care nu mă cunoașteți, eu sunt Daniel Lengel, orășan la țară pe YouTube. O să vă zic câteva cuvinte despre gospodăria noastră. Suntem mutați la țară, eu și soția orășeni. În 10 ani de zile am reușit să ne stabilizăm și să adunăm o gospodărie. Și gospodăria noastră, în momentul de față, are următoarele animale. Avem o bivoliță de 5 luni, avem 14 capre, avem vreo 20 de găini, avem 2 rațe, avem 7 curcani, 3 cățelușe de pază în diferite colțuri ale gospodăriei și 2 motani. Cam asta e gospodăria noastră și astăzi o să vă arăt ceva interesant. Mă aflu pe acoperișul casei și o să vă arăt o panoramă pentru că priveliștea e minunată astăzi. Suntem la mijlocul octombrie. Până acum am avut zile frumoase, dar acum avem o zi cețoasă, umbroasă, dar mie îmi plac foarte, foarte mult culorile toamnei și vreau să vi le arăt și vouă astăzi. Nu că nu le vedeți și voi toată ziua, dar cred că uneori camera de filmat, de fapt telefonul în cazul de față, reușește să capteze culorile foarte, foarte interesant și sper să vă placă video-ul ăsta, urmăriți-l până la final. E despre o problemă la horn, la încălzire, dar prima dată vă arăt priveliștea. Sunt pe coam acasă, eu o să încerc să nu cad. Ia uitați ce culori frumoase. Ce mai? O gospodărie așa cum ne place nouă. Acolo avem grădina. Acolo avem adăpostul animalelor, acolo e zona de păscut și grădina de anul viitor o vom face acolo unde se vede luciul ăla de apă. Cea mai mare parte a românilor din mediul rural se încălzesc cu lemne. În cazul de față, noi avem un horn foarte bine construit. Tencuit pe interior. Din informațiile ce le-am primit de la tatăl meu, care e un sobar cu experiență de 30 de ani în sobe de teracotă, pentru ca un horn să aibă tragere și să aibă tiraj, hornul trebuie să fie fie cu 60 de centimetri minim deasupra coamei sau cu cel puțin 60 de centimetri sub coamă, de la vârful coamei în jos. După cum vedeți, hornul ăsta are vreo 70-80. N-am măsurat, poate chiar un metru sub coamă, dar chiar dacă hornul e larg, e posibil să fie datorită faptului că chiar lângă coama casei, aici o prelungire, în fine. Ideea este că hornul ăsta nu trage foarte, foarte bine și avem momente, noi stând aici pe deal, avem momente când presiunea atmosferică e cam ciudată și parcă mai degrabă apasă fumul în jos decât să-l ridice în sus. Deși hornul ăsta e zidit acum vreo 5-6 ani, dacă nu 7-8, nu mai știu exact, acum o să încerc să-l înalț. Nu mă mai chinu să-l zidesc cu cărămidă, pentru că l-am scos zona de siguranță și îl consider suficient de rezistent și așa, și de suficientă protecție de foc. Și de acum îl voi prelungi cu tubul ăsta de inox. Bineînțeles că asta e cea mai ușoară variantă. Tubul ăsta l-am luat cu 79 de lei. Are un diametru de 15 cm și sunt curios să văd ce tiraj voi avea în momentul în care ăsta se montează aici așa. Trebuie să-mi aduc și bolobocă, că tata a zis că e foarte important să fie perfect drept la vârf. Ei, ce faci, școlărel? Păi nu merge prin iarbă, du-te în casă. Pe unde ai venit, pe aici? Da. Nu trebuia să vii prin iarbă, trebuia să vii pe drum, pe asfalt. Du-te în casă și pune... Ce ai aruncat acolo? Trebuie să uite, trebuie să pun completarea asta la horn. Și vreau să și filmez treaba asta, că unii oameni au probleme și ei ca mine cu hornul și să învețe și ei cum să-și facă, să rezolve problema. Așadar, revenim.
cornierele astea, unu, mă ajută să pun cornul în poziția în care vreau. După cum vedeți, asta va funcționa și ca o reducție. Și peste cornierele astea voi încărca și voi îndeta frumos cu mortar. Dacă va fi nevoie, voi completa cu încă un modul, poate chiar două. Nu cred că va fi nevoie de două, dar poate că unul mai pun în sus. Și tot la fel voi prinde ca autoforante. Dar după ce se fixează partea asta. Vă ziceam că îmi zicea tata, e foarte important să-l pun la boloboc și acolo sus. Adică voi verifica planetatea ca el să fie drept. Un pic dacă intră o parte, tata zicea că vântul s-ar putea să ți-l împingă tot la fel fumul în jos. Cam asta e treaba. Așadar, ca o concluzie, dacă aveți probleme cu hornurile, nu aveți suficientă tragere la horn, în primul rând trebuie hornul curățat. Dar cum ziceam mai devreme, dacă aveți probleme cu un horn care nu trage, din diverse motive, asta e o variantă simplă să prelungiți hornul și să aveți un element sau chiar două suplimentare care să crească tirajul la horn. Uite că cineva o să mă întrebe, dacă nu vă spun eu, dacă pun sau nu căciulă la horn sau capac. Hornul ăsta nu a avut capac, i-am turnat eu capacul ăsta din beton după ce s-a făcut acoperișul și l-am cărat cu chiu cu vaia aici sus, l-am lipit și după părerea mea, acest horn, hornul meu nu are nevoie de capac, pentru că chiar dacă e gaura mare, foarte puțină umezeală, ploaie, zăpadă intră în horn, mai cu seamă că noi toată iarna facem foc. Deci nu are când să ploaie în horn să zici că vai de mine, ți se udă pereții în casă sau mai știu eu ce. Tot pe același principiu, este căciuliță, este căciulă capac de horn, făcută frumos, tot de inox. Și am văzut că sunt tuburi și de țeavă de tablă, însă tabla asta de inox consider că va ține mult mai mult, nu va rugini și o să fie și destul de aspectoasă eventual dacă se vede ceva din drum. Vai, mamă! Bun. Hai că am rezolvat-o și pe asta. Na bun. Mi-am adus mistrie. Mi-am adus niște pietricele. Capacul în plus. Și mi-am adus mortar. Mortarul l-am făcut mai dens, mai consistent decât de obicei. Uite așa. Și ne-am adus bolobocul. Sunt aici. Bolobocul ăla de la scări. De la intrarea în casă. Nu, ăla mic, am uitat să zic. Mic e. Na, bun, e și ăla. Hai să văd dacă l-arunci în sus drept. Îl bagi mâna sub el, de agitele. Da, de naptica. Da, de nu-i ucide căței. Dar îl dădeai foarte bine dacă vineai pe lângă ăsta, hai. Încă o dată, cam un poț. Dar trebuie să-l dirijezi. Dă mai tare și pe aici. Perfect. Hai că vin mai jos, că văd că nu ne descurcăm așa. Cum am crezut eu că mi li putea arunca din prima? Hai să văd. Vai, ți-a ieșit. No, super. Minunat, mulțumesc. Musai să facă, soția vrea să-mi facă plăcinte astăzi și după ce pornim focul, nu mai pot lucra la horn. Acum le-am tăte. Acum am tăce întreb aici. Să vedem dacă suntem la boloboc. Destul de binișor. Dar de sus mai trebuie. Mai spre dreapta. Ia uite că a ieșit și soarele.
Am reușit să-mi fac și hornul. Uite ce bine a ieșit. Mai bine de atâta nu-l fac, că nu l-a vedea nimeni veci. Cine s-a suit aici sus să-mi vadă cum l-am făcut? L-am pus la bolăboc, acum mai facem proba și vedem dacă mai are nevoie de încă modul sau nu. Oameni buni, vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video până la final. Vă mai arăt odată pe soarele ăsta panorama, că-i altceva. Și vă salut și ne vedem data viitoare. Musai să am grijă să nu cadă.